La un pas de tragedie, șase pietoni erau cât pe ce să fie loviți de o ambulanță în Sibiu. Un șofer a surprins imagini cum mașina de salvare depășea în viteză un automobil pe contrasens și trece pe roșu la semafor. Iar asta deși nu avea nici semnalele luminoase și nici pe cele acustice pornite. Pietonii au scăpat ca prin minune în ultima secundă să nu fie loviți chiar în momentul în care traversau regulamentar strada. Cazul vine la doar o zi după ce o mașină ce aparținea poliției municipiului Motru a fost filmată de un cetățean în timp ce gonea pe șosea cu o viteză de 150 de km pe oră, fără semnalele acustice și luminoase pornite.